Armata Israelului a anunțat că a distrus jumătate din cele 4 batalioane Hamas din orașul Rafah, din sudul fâșiei Gaza, iar luptele vor continua câteva săptămâni. Totodată, Armata Israelului este așteptată să-și prezinte realizările de la începutul războiului din fâșia Gaza, în încercare de a convinge publicul că a reușit să învingă aripa militară a Hamas, arată publicația Heretz. Discut mai multe despre acest subiect cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Florin, bine te-am regăsit! Bună dimineața, Dima! Florin, nu este pentru prima dată când Armata Israelului spune că mai este nevoie de câteva săptămâni până la finalul campaniei militare. Și-a atins Israelul războiul în Gaza? Nu a existat niciodată un război în care agresorul să fi fost complet învins militar, și aici mă refer la grupul terorist Hamas, dar să nu se predea, deoarece întreaga strategie a acestui grup terorist este de a provoca o criză civilă, umanitară, în speranța de a genera simpatie printre celelalte țări și să pună presiune pe Israel. Aceasta este strategia Hamas și până acum a funcționat. De partea cealaltă, strategia Israelului este să-și elibereze ostatecii și să fie convins că Hamas nu va mai fi niciodată la conducere. Într-adevăr, în Rafa mai sunt doar două batalioane Hamas, adică undeva până într-o mie de oameni. Aceștia nu mai luptă de mult în ținute militare, ei luptă civil, de cele mai multe ori luptă din zonele unde sunt refugiați, din spitale, din școli, tocmai pentru a produce cât mai multe victime în rândul palestinienilor, pe care de altfel ei ar trebui să-i apere. Un oficial israelian a spus că mai sunt zeci de israelieni în viață în Gaza, iar armata trebuie să se grăbească să-i scoată de acolo, deoarece ei nu pot trăi pentru o perioadă foarte lungă. În acest moment, Israelul se pregătește să termine într-adevăr operațiunea militară terestră din Rafah, însă până la finalul întregului conflict mai este, deoarece, exact cum spunea inclusiv președintele Biden, dacă vrem să se termine războiul, gruparea Hamas trebuie să elibereze ostatecii. Deci până când ostatecii nu vor fi eliberați, armata Israelului nu va înceta să-i caute în fâșia Gaza. Florin, îți mulțumim pentru informații. Mulțumesc și eu.